Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăviți să fie Domnul! Așa cum am amintit că o să discutăm despre pricinile de păcătuire, iată că vom face cu ajutorul Domnului. Vrem să ne uităm ce spune Biblia despre aceste lucruri, în special în Noul Testament. Termenul în limba greacă în care a fost scris această parte a Bibliei este scandalon, ceea ce înseamnă fie o piatră de potignire. Aceasta apare mai mult în limbajul bisericesc, fie pârdia care atinge o momială dintr-o cursă. Deci poate să fie privită această problemă a pricinilor, fie ca ceva pus în mod voit, ca o capcană, fie ca o piatră de potignire cu o parte involuntară. Și de asemenea, în Vechiul Testament sunt doi termeni care redau aproximativ aceeași problemă, doi termeni în limba ebraică. Primul, mixhol, ceea ce înseamnă piatră de potignire, și amintim un verset, să vedem forma sub care apare, Levitic 19, versetul 14. Este vorba aici despre un om orb și scrie: să nu pui înaintea unui orb nimic care l-ar putea face să cadă. Deci o piatră de potignire este considerată un obstacol care ar putea să-l pui în fața unui om care nu vede și el să se împiedice și să cadă. Iar celălalt termen, mokesh, ceea ce înseamnă o capcană sau cursă, și dăm un exemplu din Iosua, capitolul 23, unde este vorba despre cananiți, despre popoarele care ar fi trebuit Israel să le nimicească odată cu venirea sa în Canaan, 23:13, să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai zgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vă vor fi o cursă și un laț, un bici în coaste și niște spini în ochi. Iată o altă formă mai accentuată a pietrei de potignire, efectiv o cursă pusă în adins în fața unor persoane. Alte expresii sub care pot să apară aceste pietre de potignire sunt fie a amăgi, a pune piedică, a sminti, deci ceva ce ne face să ne împiedicăm. Și în Noul Testament vreau să luăm și de aici două versete, unul pentru piatră și unul pentru capcană. Mai întâi Roman 14:13, să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Sau ceea ce este mai grav, mai întoarceți o foaie, 16:17, vă îndemn, fraților, să vă feriți de ceea ce fac dezbinări și tulburări împotriva învățăturii pe care ați primit-o, depărtați-vă de ei. Deci aceștia nu doar pun o piatră de potignire, ci în adins pregătesc o capcană pentru a face dezbinare și tulburare, pentru a abate oamenii din drum sau de la adevăr. Cu acest gând introductiv, haideți să pornim în a lămuri mai întâi câteva lucruri teoretice și apoi în a doua parte în a privi câteva exemple practice din Biblie. Partea teoretică am împărțit-o în trei. Prima, în a prezenta pricine de păcătuire sub diverse forme în care pot să apară. A doua, piatra de potignire ca prilej de potignire, nu de păcătuire, vom vedea noi. Și în al treilea rând, cum să ne comportăm noi ca creștini în privința acestor lucruri. Deci, în primul rând, formele, tipurile pricinilor de păcătuire. O pricină mai mică, o pietricică mai mică, vedeți, fiind vorba despre pietre de potignire, despre aceste prilejuri de păcătuire, practic vorbind, un bolovan mare oprește o locomotivă întreagă, cu nu știu câte vagoane după ea. Dar și o pietricică mică tot te face să șchiopătezi, nu? Dacă o ai în pantof și tot nu este în regulă și imediat vrei să o scoți afară. Și aceea te încurcă. Sunt unele pricini mai ușoare și altele mai grave. De exemplu, avem pricini de amărăciune și întristare. Citim în Geneza 26:35, aici este vorba despre familia lui Isaac și Rebeca și fiul lor Esau, care s-a căsătorit luând o fată cananită și încă una apoi, și scrie aici, ele, aceste nurori, au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebeca. Sunt unii oameni care amărăsc viața altora și avându-i în preajmă sau în mod deosebit în familie, sunt o pricină de amărăciune permanentă.
Sunt oameni care degajă venin în tot timpul și provocă amărăciune sau întristare. Citim și din Cartea Proverbelor 10:10. Cine clipește din ochi, așa cum spunem noi, trage cu ochiul, este o pricină de întristare. Ești într-un grup de oameni și tragi cu ochiul la unul dintre ei. Ceilalți ce pot gândi? Are ceva ascuns, secret. Își bate joc de noi, vor să pună la cale ceva. Și imediat ai constituit o pricină de întristare pentru ceilalți, printr-o singură clipeală din ochi. Și tot Proverbe 27:3, piatra este grea, mai cu seamă cea de potignire. Și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Știți ce pedeapsă a spus Domnul Iisus că trebuie dată oamenilor care constituie pricină de păcătuire pentru alții? Vom vedea noi Matei 18 și Luca 17. Să li se lege o piatră mare de gât să fie cufundați în mare. Asta li se spune să li se lege piatra ca să înțeleagă că ei au fost o piatră. O piatră ne la loc. Piatra e grea, nisipul e greu, dar pricinile astea care le provoacă, care sunt, le constituie nebunii, sunt mai grele decât piatra și decât nisipul. Adică e mai ieftin operația asta cu piatra decât problema cu pricinile. O altă pricină, tot din gama celor ușoare, pricină de cădere sau slăbire. Vedeți, poate ne păcălește diavolul uneori să spunem că noi n-am pus pe nimeni să păcătuiască. Nu noi am provocat pe cineva să dea în cap sau să comită adulter, dar este suficient să constituim niște pricini așa de amărăciune, de întristare, numai de slăbire ai cuiva. Citim în Roman 14:20-21. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate, totuși a mâncat din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne și să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. O mâncare, orice lucru poate constitui într-o anumită circumstanță un prilej de cădere pentru cel de lângă tine, de slăbire, poate chiar a relațiilor dintre voi, poate chiar a stării cuiva înaintea lui Dumnezeu și cel ce l-a provocat poate ești dumitare sau sunt eu printr-o simplă neatenție. Dacă și mâncarea poate să provoace, câtă atenție ar trebui să manifestăm noi pentru a nu face pe cei micuți să păcătuiască și pentru a nu fi supuși procedurii de a fi legați cu piatra de gât și coborâți puțin așa în groapa marianilor sau a filipenilor, care sunt mai adânci, nu? Apoi, adăugăm din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, ceea ce Domnul Iisus spunea ucenicilor săi, cum că El nu i-a provocat la cădere. 16:1. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Știți, este o amintită acea sămânță căzută pe stâncă. Când vine o ispită din pricina cuvântului, și aici Domnul Iisus vorbea de prigoniri, ei pot să cadă pentru că nu au fost preveniți. Chiar spunându-i cuiva, dacă te pocăiești, totul va fi în regulă, totul va fi bine, splendid, totul va fi pe flori, pot să fie pentru el o pricină de cădere când va apărea ispita. Sau, neinformându-l suficient, Domnul Iisus așa scrie aici, v-am spus, pentru ca nu cumva păstrând tăcerea asupra acestor lucruri, când se vor întâmpla să spui, dar de ce nu ne-ai spus? Uitați-vă dumneavoastră, nu ne înțelegem corect cu cineva. Este vorba de o problemă comună și nu dăm suficiente relații. Nu ne înțelegem exact și celălalt se supără, dar de ce ne-a spus așa? Și am fost o pricină de slăbire, de cădere, pentru că nu am informat în suficientă măsură sau nu am fost suficient de explicit, poate chiar și pentru asta. Apoi, o altă pricină puțin curioasă, și anume autopricini. Pe unii nu trebuie să ispitească nimeni, se pot ispiti și singuri. Citim în Psalmul 64:8, credeți că dacă ar fi un naufragiat singur pe o insulă, n-ar mai păcătui? Și ar constitui el singur pricină, nu? Vorba din poveste, cel care și-a tăiat creanga de sub picioare, cine a fost pricina pentru căderea lui? Toporul probabil, nu? El singur. A fost o altă pricină, 64:8. Limba lor le-a pricinuit căderea. Și toți cei ce văd, clatină din cap. Nu arată cu degetul pe nimeni ca altui de vină. Limba lor, vorba din popor. Pasărea, pe limba ei piere. Spune apoi Eclesiastul, capitolul 5, versetul 6, tot în privința aceasta. Nu lăsa gura ta să te bage în păcat.
singur putem să ne prindem într-o capcană sau într-o cursă. Sau singur putem să cădem într-o groapă pe care noi înșine am săpat-o. Trebuie să fii atent nu numai față de alții, dar și cu tine însuți, ca nu cumva singur să cazi în păcatul care tu singur ți l-ai autoprovocat, fie prin pofta ta, nu te-a ispitit nimeni, pofta ta dinăuntru te poate ispiti, nepriceperea ta, gura ta care îți umblă așa cu câțiva metri înaintea capului, sunt unii cu limba mai lungă și le provoc apoi propria cădere. Citim și în Matei 18, ceea ce Domnul Iisus spunea în versetul 8 și 9, vorbind despre pricinile care noi înșinile ni le provocăm, și astea nu sunt puține. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, nu altuia, taie-l și leapă-l de la tine, este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare să fie aruncat în focul ghenei. Deci dacă ochiul tău, nu altuia, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Sunt păcate care singuri ni le provocăm și trebuie să ne purtăm aspru cu trupul nostru ca să nu ne tărască sufletul și duhul în păcat. Deci atenție la subsemnatul. Atenție la eu să nu ne provoace la păcătuire. Apoi, ultima din această categorie a pricinilor, pricinile de păcătuire în sens general, în sens larg. Fie începând cu primele pricini, citim în Mica 1 cu 13, vedeți, uneori este mai greu să comiți prima dată păcatul, că după ce te îndelenicești cu el sau după ce ți s-a deschis ușa, îl comiți de la sine, de la o vreme. Spune în Tit 3 că unii păcătuiesc de la sine. Dar aici spune Mica 1 cu 13, în Hamăt Scai, ce ius la car, locuitoare din Lachis, tu ai fost cea din tâi pricină de păcat pentru fica Sionului, căci în tine s-a găsit nelegiurile lui Israel. Cu totul aparte este considerat de Dumnezeu, și o să avem noi o temă în viitor pe linia aceasta, cine a provocat primul la păcat. De exemplu, o clasă fuge de la școală. Problema se pune cel care a fost primul cu ideea, veni să fugim de la ora asta? El a fost pricina numărul unu. Poate și alții ulterior au constituit pricină și l-au încurajat. Și a spus, băi, bine, zice acesta, hai să fugim. Dar el a constituit prima pricină. Și aceasta este cea mai vinovată. Apoi, 1 Timotei 5 cu 14, poate iară niște lucruri mărunte, minore, dar care sunt luate în calcul și de oameni și de Dumnezeu. 1 Timotei 5 cu 14, vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Dacă nu ne ținem de treabă, dacă nu suntem gospodare sau umblăm știu eu cum, cine ne vede spune, uite, pocăiți, sau uite, de exemplu, clar, în privința aceasta familie, uite, au făcut toată copii și uite cum arată. Și este un prilej de ocară pentru cei din jur. Sau orice comportament ne la locul lui pentru un creștin constituie din oficiu un prilej de ocară pentru cei de afară. De-aia Biblia ne îndeamnă și ne învață să fim înțelepți, să nu constituim pentru cei de afară un prilej. Să ne calculăm și cumpănim orice fapt, orice vorbă, ca să nu fie o ispită pentru lumea din jur. Apoi, Efeseni 4 cu 27, și să nu dați prilej diavolului. S-ar putea noi să fim neatenți, dar cei din jur să fie ei atenți. Și nu neapărat să constituim noi un prilej pentru cei din jur. Dar ce credeți, satana o să rateze ocazia? Nu mă constituie tu prilejul, că savurează el ce urmează. Nu dați prilej diavolului, că el e pe fază. De-aia spune Petru, vegheați. Nu da prilej diavolului, că îl folosește el prilejul. Numai pune balonul la picior la satana și o să vezi dacă nu o să aibă precizie când o să execute o lovitură. Dar nu-i da prilej, fără să rămână, fără ocazia aceasta de a face păcat. Nu-i da prilej lui satan, pentru că el nu-l va rata, repet. Și mai adăugăm din Roman 14, versetul 19. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Și partea a doua, versetul 22. Ferice de cel care nu se osândește în singur în ce găsește bine.
să fim atenți, pentru că Satan este pe urmele noastre și el ne ispitește și în urmă el ne învine pe noi, cum că noi am fost provocatori. Să trecem acum la cea de-a doua parte, și anume prilejurile de potignire. Vreau să facem o diferențiere clară între prilejurile de păcătuire și cele de potignire. Și o să luăm modelul lui Iisus, ca nu cumva să ne încurcăm. Iisus a fost pentru unii din vremea lui prilej de potignire, adică s-au potignit în el. Dar n-a fost prilej de păcătuire. Domnul Iisus n-a constituit pricina ca ei să păcătuiască, dar de potignit în el s-au potignit. Să urmărim cum. În Matei capitolul 13, la Domnul Iisus s-au potignit în două lucruri. Mai întâi, în aspectul vieții sale pământești și apoi în lucrarea sa spirituală. De exemplu, 13:5-7 Matei. Și găseau astfel în el o pricină de potignire. Adică se potigneau cum? Un copil de tâmplar ne învață pe noi, farisei din tată în fiu și preoți moștenind? A fost asta un păcat? Nu, dar ei s-au potignit în asta. Aș vrea să facem diferențierea între aceste două pietre. Piatra de păcătuire și piatra de potignire. Și un exemplu să înțelegem. De exemplu, pe marginea unui drum găsești o bornă kilometrică sau anumite pietre puse pe marginea drumului. Dacă dai cu mașina în ele, cine-i de vină? Cei de la drumuri? Nu se devine, ești tu. Calea acolo e locul. Dar dacă e o piatră pusă în mijlocul drumului, cine-i de vină? Păi în primul rând se devine cei de la drumuri, nu? Piatra de păcătuire e piatra pusă în drum, să se împiedice oamenii care merg pe drum. Iisus a fost piatră de potignire la margină și ăștia care vreau să sară peste, ăștia se potigneau. Să nu confundăm piatra de hotar cu piatra pusă în cale, să te împiedici de ea. Iisus a fost o piatră, dar piatră din aia bornă, piatră la hotar, ca oricine vrea să meargă în afară să se potignească, să spună, op, până aici. Oricine vrea să intre înăuntru să spună, nu pe aici, pe la ușă. Dar piatra de păcătuire ce am studiat noi până acum sunt pietre puse aiurea în cale, care nu mai știi cum să le ocolești, că-s numai grop și bolovan. N-a fost un prilej de păcătuire că totuși a fost fiul tâmplarului, că așa a găsit tatăl cu cale. Credeți că dacă era nepotul lui Irod, nu găseau piatra de potignire? Spunea, dar nu-i bun, că trebuie neapărat altfel să fie, nu? Apoi un alt aspect pământesc, 26:31. Chiar ucenicii s-au potignit aici. Iisus le-a zis, în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, dar nu de păcătuire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei voi fi risipite. S-au poticnit în crucea Domnului Iisus că el trebuia să moară. Dar n-a fost corect să fie așa? Da, pentru că ei vroiau să nu meargă pe drum, și asta era marcajul, atunci s-au poticnit, că au vrut Petru să sară, nu? Au vrut să sară toți. Și când s-au poticnit ucenicii? Când au sărit de pe drum. Și s-au dus care încotro. Și normal că s-au potignit de piatră când au sărit de pe drum. Apoi, în planul spiritual al lucrării lui Dumnezeu, Matei 15, Domnul Iisus predica, dar fariseii nu le convenea predica asta. 15:12. A vorbit Domnul Iisus despre faptul că nu ce intră înăuntru spurcă și ceea ce iese, despre faptul că ei desfințează poruncile și pun tradiția, și scrie în 15:12, atunci ucenicii lui s-au apropiat și au zis, știi că farisei au găsit o pricină de potignire în cuvintele pe care le-ai auzit? Și au zis, cu ce răspunde Domnul? Băi, în loc să spună, dar trebuie să mă corectez, nu cumva să potignească ăștia? Păi, în calea adevărului, normal să se potignească. Ori merg pe cale, ori sar de pe cale. Și spune în versetul următor cine a răspuns Domnul. Drept răspuns, el a zis, orice răsat pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină, adică e normal să fie așa. Lăsați în pace, sunt niște călăuze oarbe, adică care nu vreau să vadă și dau de abuz dar peste drum. Apoi vreau să amintim și celălalt caz din Luca 7. Știți când a trimis Ioan Botezătorul doi ucenici să întrebe dacă acesta e adevărat Iisus sau în altul? 7:23 spune Domnul Iisus, ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Ei bai dacă Iisus a constituit pentru cineva un prilej de potignire. Și la fel se întâmplă lucrurile și mai departe în biserică. Citim în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 23. Să vedeți că și acum este așa, 1:23. Noi dar propovăduim pe Hristos, tot El e piatra, care pentru iudei este o pricină de potignire, iar pentru neamuri o nebunie. Și mai adăugăm Galateni 5:11. Cât despre mine, fraților,
Dacă mai propovedesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de potignire a crucii s-a dus. Și pricina de potignire a crucii trebuie să rămână. Pentru ca cei care nu sunt pe calea dreaptă să se potignească în ea și să se răstoarne. Iar pentru cei care sunt pe calea cea bună, când dau în piatră, e semnalul că trebuie înapoi la brazdă. A spus Domnul clar, ferice de acela, pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. În felul nostru de a fi, de exemplu, în pocăința noastră de acum, găsesc unii prilej de potignire. Dar de ce e așa? Dacă nu-i vorba de păcat și vorba de ceva adevărat care trebuie să împlinească Scriptura, n-au decât să se potignească. Dar vedeți, să putem separa ce constituie pentru ei păcat și ce constituie numai potignire. Adevărul care trebuie să rămână în picioare și locul unde putem să fim elastici, flexibili, ca să nu-i facem să... Cum ne spune Biblia să ne comportăm având în vedere aceste două aspecte? Prilejul de păcătuire și piatra de potignire. În primul rând, nu fi o pricină de păcătuire pentru alții. Citim 1 Corinteni 10 cu 30 și 2. Să nu fiți pricini de păcătuire. Și acum ia. Trei categorii sunt pentru care trebuie să fim atenți. Nici pentru iudei, asta înseamnă celelalte categorii religioase. Nici pentru greci, asta înseamnă efectiv lumea de afară. Nici pentru biserica lui Dumnezeu. Să ții cont să împletești toate aceste trei categorii. Spune Apostolul Pavel, întorcând o pagină în urmă, 1 Corinteni 9 cu 19. Căci măcar că sunt slobod, față de toți m-am făcut robul tuturor, ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Ca să nu fii pricină, trebuie să fii liber. Dacă este cazul, în ceea ce nu este păcat, să poți să fii pe placul cuiva, ca să-l câștigi. Să fii liber. Dacă te aduci acum în Țara Sfântă, să poți să te comporți ca și acolo, fiind vorba de zile. De exemplu, acolo se respectă sabatul, nu duminica, acolo sărbătorile sunt într-un alt fel. N-ai libertatea să o faci? Deci dacă te aduci acolo, ar trebui să fii liber. Vedeți, calendarul s-a tot schimbat între timp. Și de-aia Dumnezeu nici nu ne-a pus să ținem zile. Vă dați seama ce canon era pentru biserică dacă ne punea Dumnezeu să ținem zile? Câtă ceartă era? Începând cu Iosua, că a fost ziua mai lungă, că s-a schimbat calendarul iulian, gregorian. Păi era un canon întreg. De când începe ziua, care e ziua, Dumnezeu ne-a făcut liber, nelegați de zile. Dar dacă trăim în România, poftim, ne adunăm duminica, că așa este aici duminica. Dacă ne aducem în Țara Sfântă, am fi liberi să ne adunăm sâmbătă. Ați putea să o faceți? Atunci ați putea să nu fiți o pricină de potignire pentru cei de aici și pentru cei de acolo. Dar dumneavoastră să fiți liberi. Apoi, citim în Matei 18:6, spune Domnul Iisus aici, vorbind tot în privința aceasta, dar pentru oricine va face să păcătuiască unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne o piatră de gât, ce spuneam noi, de moară, și să fie înnecat în adâncul mării. Problema se pune pe un om mare, poți să-l împiedici cu o piatră? Ori că trece peste ea, ori că o colește, așa-i? Dar ea pune în cale la un copil, să vezi ce o să facă. O să apuce de plâns, nu? Problema se pune cum ne comportăm cu cei micuți. Ei se poticnesc. Un om cu minte ori trece peste piatră, ori o colește, ori se întoarce înapoi. Spune, da, pune toate pietrele aici, n-ai decât să le aduni. Să fii frate cu sfarmă piatră din poveste. El nu le spitești cu asta, da unul mic. Ce spune Pavel? Și pentru mine un idol e egal cu zero. Da cel mic care mă vede făcând asta? Avem noi grijă de cei micuți să nu fim o pricină de păcătuiri? Câte lucruri nu suntem noi liberi să le facem? Da, pot și cei mici să înțeleagă asta? Sau trebuie să aștept frumos după el și dacă de la o mâncare poate constitui, o zi poate, sau o altă problemă, poate fi pentru cel în cauză, dar eu să fiu liber. Atunci sunt atent cu el, ca nu cumva să cadă el. Mă plec să-l țin de mânuță, ca să-l pot ajuta să meargă mai departe. Că și alții ne-au ajutat pe noi. Apoi, 1 Corinteni, capitolul 8.
din pricina acestei cunoștințe a ta, el fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Referitor la zile, am zis noi. Nu o să-i spun din start, toate astea nu echivalează nimic. O să-l fac să înțeleagă, să crească. Și pe măsură ce crește, o să-i spun că astea n-au nicio importanță. Și atunci pot să-mi permit, după ce el crește, să-l ajut și pe el. Auzi, hai, treci cu piciorul peste piatra asta. Hai mai departe. Dar dacă eu sar repede dincolo și spui, pentru mine e nicio problemă. Și el ce să fac? O să rămână pentru totdeauna dincolo de piatră. Să avem grijă de cei mici, până vor înțelege și ei. Cei mici se împiedică de orice. În al doilea rând, ca să putem face așa, un alt principiu, judecă tot ce faci. Citim în Roman 14:13. Orice acțiune trebuie să-i gândit. Nu în sensul de a ne supra-solicita mintea să înnebunim acum de prea multă gândire. Dacă e Duhul Sfânt peste noi, nu trebuie efortul nostru prea mare. 14:13. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați. Să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Și adăugăm lângă acest verset din 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 7. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor care este slab este întinat. Apoi, 10:23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Și acum versetul care ne interesează. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Nu o să vă puteți permite un lucru. Într-un fel că nu vă afectează, să zicem. Dar vom ține cont de toți cei din jur? De exemplu, o tânără. Să zic, există posibilitatea, să presupunem cel puțin aceasta, că pentru ea a umbla așa, mai lumește, așa, mai îmbrăcată pe jumate, cu o fustă despicată, pentru ea, să zic, nu neapărat constituie o problemă. A luat-o în fugă, asta a avut-o la îndemână, nu știu exact cum a fost când am cumpărat-o, și merge pe stradă. Dar știi că răspunzi de toți cei care sunt ispitiți pe linia asta să se uite după tine? Să zic, un frate, poate intra undeva, e dus undeva și e foame, din punctul lui de vedere, cine ar putea? Păi el nu-l afectează nici muzica, nici băutura, n-a pus-o în gură să intre într-un local, să iei servească o masă. Chiar dacă a fost undeva la un idol, păi el efectiv nu-l afectează cu nimic. Spune o rugăciune și s-a rezolvat tot. Da, cine îl vede? Fratele care numai de două zile a scăpat din localul ăla și acolo frecventa seară de seară. Ce zici? Păi și fratele vine aici, vine și eu, se pune și la capăt de masă, săracul acolo are rădăcini. Și noi nu suntem legați cu nimic. Iată ispita pentru fratele tău. Aminteam noi frecvent aici la Betel, se spune despre televizor. Și spun unii, pe mine nu mă afectează și eu cred că sunt unii care nu-i leagă, momentan. Dar ceilalți care te știe că tu ai televizor, doar nu o să vină ei să te pândească pe geam, că acum suntem cu jaluzele și cu perdele de seară, să vadă că te uiți numai la știri cum spui sau și la altceva. Și fratele are televizor, dar el care până acum cheltuia toată noaptea la imagini slabe, îl vei putea tu face să nu o facă și mai departe avându-l în casă? Toate sunt îngăduite, perfect. Dați de folos? Păi pentru mine, da. Da, pentru fratele tău. Ei, noi suntem un trup. S-ar putea uneori pentru stomac să fie bun ceva, dar pentru inimă e bun? Nu-i bun. Și atunci stomacul ce face? Păi mai bine renunț că mă doare inima. Noi avem inimă pentru frații noștri? Eu n-am nimic, dar nici fratele nu are? De exemplu, sunt unii oameni mai reci. Eu dacă trec pe lângă cineva și nu mă salută sau nu salut, socotesc că asta e... A fost grăbiți cu asta, basta, fii pe pace, hai. Dar cineva, dacă nu l-ai salutat, are fratele ceva cu mine, e problemă, el este un om mult mai sentimental, mai afectiv, de ce n-a dat mâna cu mine? De ăștia avem grijă sau socotim că sunt toți ca noi? Nu sunt toți ca noi. Să fim atenți față de frații noștri. Să nu-i facem să păcătuiască și în mod deosebit față de cei micuți, față de cei slabi. După ce vom ajunge maturi, nu mai este o problemă, nu mai este un deranj. Dar până sunt mici, până cresc și... Domnul să ne ajute, așa să facem. Mai adaug doar 10:29 aici. Vorbesc aici nu de cugetul vostru. Spun câte unii, frate, bă, mine nu mă mustră conștiința. S-ar putea să nu fie în regulă conștiința sau, într-adevăr, s-ar putea să nu te mustre.
Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Mântuirea este comună din acest punct de vedere. Și trebuie să am grijă și de ceilalți. Un alt principiu, umblă în dragoste. Spune Biblia în Roman 14:15, vedeți, aici e atât de frumoasă dragostea. Dar dacă faci ca fratele tău să se mânească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Iar revenind la aspectul familiei. Că știți, Domnul a dat de model familia, ca așa se pot înțelege ușor lucrurile din biserică. Când ai pe cineva drag, partenerul de viață, și îi faci toate pe plac, constitui pentru el o pricină de potignire? Păi ba dimpotrivă, toate le pui ca pe tavă. Dar dragostea n-ar trebui să se arate în toate, spune Biblia. Apoi un alt verset, poate cel mai puternic, 1 Ioan 2:10. Cine iubește pe fratele său, totul este la iubire. Rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Scurt, dacă constitui pentru fratele tău un prilej de păcătuire, nu iubești. Când îi iubești, renunți. Faci totul ca ei să fie mântuiți. Dar dacă încă nu iubești, dar se supără cu tare și spun oamenii, dar ce-mi pasă să se supere? Poftim. Corect, te-ai spus, numai asta înseamnă că nu-i iubire. Măi, dar se năcăjește dacă nu-i spui. Dar ce-mi pasă mie? Bine zici, că nu-ți pasă, nu simți. Înseamnă că nu suntem o simțire, nu iubire. Doamne, dă-ne această iubire binecuvântată. Și știți cum se verifică ușor iubirea? Biblia spune să iubești pe aproapele tău cape? Numai te pui în postura celuilalt. Dar asta trebuie să judeci, că asta am pus-o înainte. Măi, cum ar fi dacă aș fi eu în situația lui și el între a mea? Cum eram eu când eram eu proaspăt la credință? Cum era când eram eu copil? Dar trebuie un aparat de ăsta de gândit în timp, nu? Nu, e destul mintea. Nu m-a folosit bine. Și o inimă bună care iubește. Și Domnul să ne dea de amândouă. O inimă care iubește și o minte care judecă. Și un ultim aspect, înainte de a trece la exemple, dacă toți suntem provocați de alții, că nu o să se lămurească toți după seara asta, sau și dacă se lămuresc, poate mai ne scăpăm noi și vă necăjim cândva. Ce să facem acum? Gata, să nu ne mai ispitească nimeni, că doar așa am învățat. S-a terminat cu pricine potignire. Ei, nu chiar s-a terminat. Și până se termină, trebuie să rezistăm ispitei. Nu când te mișcă cineva, sari în sus. Măi, când te mișcă cineva, mută-te mai încolo, nu sari în sus. Hai să citim ce spune Proverbe 24:19. Nu te lăsa provocat, să nu fim atât de vulnerabil la ispita aceasta. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău. Ei te-au provocat să te mânii, dar tu nu te mânia. Și nu pismui pe cei răi. Apoi ne întoarcem Noul Testament, Coloseni capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină, adică cineva l-a ispitit, cineva l-a pricinuit. Și dacă unul din voi are pricină să se plângă de un altul, ce să facem? Iertați-vă unul pe altul. Hai, treceți peste pricinile astea. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Și Galateni 6:12. Tot ce umblă după plăcerea oamenilor, văsiliți să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu suferă ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Între prilejul de păcătuire și piatra de potignire există o diferență. Să trecem acum la exemple. Mai întâi câteva exemple negative, că din astea sunt mai multe. După cele pozitive am căutat mult în Biblie. Mai întâi Acan, Iosua 22. Cine l-a pus pe Acan să păcătuiască? V-ați gândit? Nevasta a fost pricina? Nu, că doar nevasta nu a fost cu el pe front. 22:20, Iosua. Acan, fiul lui Zerah, n-a săvârșit oare un păcat cu privire la lucrurile date spre nimicire și nu s-a aprins domn demonie împotriva întregii adunări lui Israel? Și el n-a fost singurul care a pierit din pricina nelegiuirii lui. Nimeni nu l-a ispitit. El singur s-a ispitit. Pofta lui l-a tras în păcat. E adevărat, el în urmă a ispitit o țară întreagă, indirect, aducând mânia Domnului asupra lor. Dar el singur s-a autoprovocat. Ceea ce spuneam noi, autopricini, autopăcat. În alt caz, fiul lui Eli, 1 Samuel 2, știți, aceștia erau la slujbă. Și spune 1 Samuel 2:22, Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii săi cu totul Israelul, a aflat că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Și le-a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul faptele voastre rele. Nu copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine, și acum rețineți, voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Cine a fost pricina pentru toate cazurile de curvie de atunci? Fiul lui Eli.
ei constituiau pricină de păcătuire pentru cei din jurul lor. Un alt caz, Ieroboam, un împărat 15. Știți că acest Ieroboam a fost cel care a introdus viței în Israel. Un împărat 15 cu 30. Din pricina păcatelor, deci rețineți pricina, pe care le făcuse Ieroboam și în care târâse și pe Israel, mânind astfel pe Domnul Dumnezeu lui Israel. El a făcut viței, dar i-a făcut numai pentru el? A provocat o țară întreagă, generații la rând, să cadă în păcat. Și Ieroboam a fost pricina, ce citeam noi din Mica 1 cu 13, pricina de a face primul păcat. Și ne uităm doar câteva alte scurte versete apoi. Uitați-vă numai aici în capitolul 16, paginea asta 2, 16 cu 2. Spune pe la jumătate de versetului, dar pentru că ai umblat pe calea Ieroboam și ai făcut pe poporul meu să păcătuiască. Pricina Ieroboam, 16 cu 13. Din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșise Baeșa și fiul său Ela și în care târâseră pe Israel. Uitați-vă cum fiecare la rând târâse pe ceilalți în păcat. Și în privința aceasta a împăraților, mai amintim pe Manase, 2 împărați, 21 cu 11, vedeți, cei care sunt în frunte dau tonul mult mai repede la păcat. Când cel din frunte păcătuiește, e foarte ușor să păcătuiască toți. Dacă la servici, să zic, maestru fură și le spune, măi, băgați mâna și apoi băgați-o în buzunar. Nu că îi pricinește pe toți. Dar dacă numai unul din oameni fură și se ascunde de maestru, toți păcătuiesc? Cu cât nivelul este mai înalt, cu atât pricina păcătuirii e mai extinsă. 2 împărați, 21 cu 11. Pentru că Manase, împăratul Iuda, a săvârșit aceste urăciuni el, pentru că a făcut mai rău decât toți ce fuseseră înaintea lui și pentru că a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui. El i-a provocat la păcat. Un alt exemplu puțin diferit, e vorba de Iehu, 2 împărați 10 cu 29. Spuneam noi să nu te lași prins de pricina de păcat, să te abați singur de la piatră. Iehu a nimicit pe Bal. Pentru Iehu, Bal n-a fost o pricină, l-a terminat repede. Dar nu s-a abătut de la păcatele Ieroboam, fiului Nebat, care a făcuse pe Israel să păcătuiască, n-a părăsit viței de aur din Betel și Dan. De la anumite păcate s-a abătut Iehu, dar altele a pășit înainte pe drumul trasat de Ieroboam și le-a înfăptuit. Ce trist! Și încă două cazuri puțin curioase. Unul în Judecători 8, e vorba de Gedeon. Asta a fost un om care a nemicit idolatria. Dar știți că într-un anumit punct a fost pricină pentru alții? 8 cu 27. Gedeon a făcut din cercei și lunișoare un efod și l-a pus în cetatea lui la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul. Și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Celălalt exemplu, e vorba de Solomon, citim în Nemia 13 cu 26. Cum și cât a fost de slab Solomon și cum a fost târât în păcat. Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el. În mulțimea poporului, el era iubit de Dumnezeul lui și Dumnezeul pusese împărat peste tot Israelul. Totuși, femeile străine l-au târât și pe el în păcat. S-a jucat cu păcatul și femeile i-au întins o cursă și a căzut în cursa respectivă. Să nu ne credem uneori așa de tari că noi nu cădem. Numai după ce ai trecut de gheață să vezi dacă nu cazi. Că înainte de gheață toți spun că să știu da pe gheață, dar mulți cad, alunecă. Și acum exemplele pozitive. Pietrele astea de potignire sunt ca o ispită așa plăcută, dar uneori poate să vină o pricină în forță. De exemplu, un tânăr este în armată și niște colegi pot să-i spună, hai, bea și tu o gură de băutură. Hai, fii bun, hai, uite, mai uităm de una și de alta, să știu eu ce îi spun. Asta este o pricină sub formă de momeală. Da, poate să vină, mie mi s-a întâmplat, nu cu băutura, ci cu țigara. Să vină șefii și să te ia în forță. Și să te spună, uite, bei, neapărat. Asta e pricină în forță. Mie mi s-a întâmplat, doi ofițeri au stat lângă mine până când au luat câteva calmante la rând, că așa se enervaseră, cu țigări, le-a spus, uite, acum a fost un pocăit aici și a fumat. Știam că nu fumează, că era mai pocăit ca mine. Și acum el a fumat, tu nu fumezi cu noi? Nu fumezi. Mi-au dus regulamentul, ordine interior, cum? Nu execuți ordine, cred că am spus de 100 de ori, execut, dar nu fumez. Au transpirat efectiv. Au luat alu calmin câteva la rând. A durat. Asta a fost o încercare pentru mine. Era exact la un an de la botez, de când m-au botezat în apă și mi-am zis, uite, hai să postesc acum. Seara mi-amintesc perfect după ce am mâncat la ora 6. Cum am ieșit din locul unde mâncase, m-au zis strigând pe geam, căutați-l pe Anca și aduceți-l aici. O ispită în forță. Uitați, la cei trei în Babilon, cum a fost ispita?
în forță. Pricină de păcătuire în forță. S-au lăsat la ea? Să nu ne scuzăm că altul ne-a pricinuit. Fie că te pricinuiește plăcut, refuzi, fie că te pricinuiește în forță. Băi, neapărat trebuie să faci păcatul ăsta, te compromiți, că dacă nu te dăm afară, te dau afară din tagma lor sau din servici, în ultimă instanță. Să nu te lași prins, ei n-au cedat pricine de păcătuire. Și au spus, cunoașteți dumneavoastră versetele, 3 cu 18, și chiar de nu ne va scoate să știm, părate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nu ne vom închina. Un alt exemplu este Iisus, într-o chestie sensibilă, măruntă, Matei 17 cu 27, venea unii să strângă darea. Știți că Iisus și Petru au locuit pentru o vreme amândoi în Capernaum. Au fost concitadini și scrie aici în 17 cu 27 Matei, dar ca să nu-i facem să păcătuiască, auziți, să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide gura și vei găsi în o rublă și dă-le-o lor pentru mine și pentru tine. Neplătindu-ți taxele, nefăcându-ți datoria, constitui pentru alții o pricină de păcătuire sau de ocară. Domnul Iisus, băi, trebuie să fim atenți cu ei. Măcar că Domnul le-a explicat în versetele de mai sus. Nu-i corect să ia de la noi. Dar să nu fie păcat, uite, o facem. Sunt unele lucruri mărunte care ai putea să nu le faci. N-ai fi dator să le faci. Dar ca să nu fie păcat pentru alții, fă-le. Domnul Iisus așa a spus, Petre, o facem și pe asta, să nu se potignească în noi. Dar dincolo, tot Domnul i-a spus în Matei 16 la Petru. Uitați-vă aici, 16 cu 23. Tu ești pentru mine o piatră de potignire? Potignirea a fost și n-a cedat Iisus, dar prilej de păcătuire n-a vrut să fie. Și celălalt exemplu, Apostolul Pavel, Faptele Apostolului 16 cu 3. Pavel a vrut să lea cu el, e vorba de Timotei, și după ce l-a tăiat împrejur, din pricina iudeilor care iau acele locuri, că toți știau că tatăl lui era grec. Pe Timotei l-a tăiat împrejur. Dar credea Pavel în tăierea împrejur? Cât cred și eu. Nu credea. Dar de ce l-a tăiat împrejur? Să nu fie o pricină pentru iudei și să poată misiona liber. Dar n-a făcut din asta un principiu, deschideți la Galateni 2, 2 cu 3, aici vorbește despre Tit. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur. Din pricina fraților mincinoși, furisea și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă la robie. Încă o problemă aici. Dincolo, l-a tăiat pe Timotei ca să nu-i facă pe cei slabi să păcătuiască și să-i ajute să crească. Dar aici nu le-a făcut hatârul la niște ispitiți. Îmi spuneau niște frați într-o biserică, avem unul care crede că cina trebuie luată numai o dată pe an și atunci seara. Ce să facem? Auzi, acum, nu știu exact, el este slab și numai așa crede, că nu e rău dacă e așa. Sau că e ispitit și vrea să spună, băi, ăștia nu se pricep și eu arăt că fac toți cum spun eu. Ori dacă eu nu mă dau după ei. Măi, zic, faceți odată să se nimerească să fie seara, dar fără să știe că pentru el... Faceți-o voi așa dintr-un motiv, să aveți o scuză că trebuie să fie seara. Vezi-l atunci, e mulțumit, e sincer, se simte bine. Atunci înseamnă că e bine. Dar dacă nici atunci noia ori spune, ai văzut cum mi-am adus, băi? Atunci nu mai faceți altă dată, fiți pe pace că ăsta e un ispitit, nu că e slab. Deci țineți cont când trebuie să-l tai pe cineva împrejur sau să nu-l tai. Mă tai împrejur și eu, bătrân, să zic dacă asta mai constituie o problemă. Dacă ar fi să fiu misionar în Israel, probabil că m-ar trebui să fac asta. Dar România nu se ispitește nimeni pentru asta. Ei, dar dacă cineva ar vrea să mă taie împrejur numai să vă vadă pe mine suferind ca pe aia din Sihem, atunci aștepte până atunci. Deci depinde cu ce motiv este dorit asta. Și Duhul Dumnezeu poate să ne lumineze și să ne facă să înțelegem ce să-i facem cuiva și ce să nu-i facem. La un fariseu nu-i facem nimic, la unul slab îi facem tot. Un alt aspect al lui Pavel, 9 cu 12, 1 Corinteni, dacă se bucură alții de acest drept, spune el, de a lua o plată după munca spirituală care o fac, nu ni se cade cu mult mai mult și nouă, dar noi nu ne-am folosit dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Pavel nici în privința aceasta a banilor n-a vrut să fie o pricină, să spune, uite cum se spune acum uneori, e păstor plătit. Poate constitui o pricină. Nu, este nivelul de înțelegere mai înalt. Și atunci te poți lipsi de asta, ca să nu fie o pricină pentru cei cărora le vestești Evanghelia. Pavel a știut că la Corinteni asta e problemă. Și atunci s-a lămurit cu filipenii și a rezolvat cu ei problema aceasta financiar-materială și la Corinteni a spus, băi, de la voi nu iau nimic. Nu cumva să spuneți, Pavel vine și predică la noi pentru bani, că alții asta vroiau. Ori să scoată pe Pavel, ori să fie plătit și ei alături de Pavel. Și 2 Corinteni 8, versetul 20. Cum acționa el? În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim, căci căutăm să lucrăm cinstit.
nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Și scrie și în 6:3, noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire pentru ca slujba noastră să fie defăimată. Poți să fii cinstit, dar dacă nu dai seama de banii cu care umbli, nu dai raport de activitatea ta, ci l-ați poți să creadă ce vor. Poți să creadă ce vor. Deci fii cinstit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor să nu fii o pricină de cădere, amărăciune, slăbire pentru cei din jur. Și să încheiem cu 3 puncte. Mai întâi Luca 17:1. Iisus a zis ucenicilor săi și ne spune acum nouă. Este cu neputință să nu vină prilejurile de păcătuire. Ispita e foarte mare pe linia aceasta. Dar vai de acela prin care vin. Pentru că e foarte ușor să fii prilej de păcătuire, fii pe fază. Că e curios. Aparent, dacă e foarte ușor să fii prilej de păcătuire, ar însemna că și pedeapsa e mică, dar e curios aici. Prilejul de păcătuire e ușor să vină, dar pedeapsa e mare. Vai de acela prin care vine. De aceea, mare, mare atenție să nu fim prilej de păcătuire nici pentru noi, nici pentru frați, având în vedere statura fiecăruia în Hristos, nici pentru celelalte confesiuni și nici pentru lume. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.